Invitatul meu de astăzi este jurnalist celebru. S-a lansat în televiziune cu un talk show care le dădea fiori reci pe șirea spinării politicienilor. La rândul lui a trecut și el de partea cealaltă a baricadei, a intrat în politică și a avut un mandat de deputat în Parlamentul României. A fost ofertant și pentru presa tabloidă din țara noastră, prin prisma relațiilor amoroase cu femei celebre. Este tată de fete și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Oana. Despre iubire, bani, familie, pasiuni și hobby-uri, mai puțin despre politică, vorbesc astăzi cu faimosul meu coleg, Robert Turcescu. Nu mi-am dorit niciodată foarte multă atenție. Am zis la tata într-o zi și am spus, eu vreau să mă fac fotbalist. Și mi-a dat două palme peste ceapă și mi-a spus, tu vrei să te faci om care învață carte. Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Care chiar te-a, nu știu să zic așa, te-a pus la pământ și ți-ai revenit greu? Când mi-am pierdut părinții, fără discuție. Nici acum n-am șters numărul mamei din memoria telefonului. Cum ai reușit să îți faci și viața personală? Greu. Nici nu mi-a ieșit din prima, după cum bine știi, am un divorț la activ. Întotdeauna băiatul cu chitară a plecat cu o fată la plimbare. Andreea Marin ai cântat la chitară? Da, am cântat și cu Andreea Marin. Ai fost cu Andreea Marin sau n-ai fost cu Andreea? Andreea Marin este un om pe care îl respect extraordinar. În serios? De ce râzi? Eu te-am întrebat una și tu răspunzi. Păi mă, că-ți explic. Deci ți-a dat papuci. Așa voi spune la toate doamnele din viața mea, să știi. Ele mi-au dat papuci și meritam de fiecare dată. În viața mea, în acest moment, există o singură femeie și aia este soția mea. Este soția ta, Oana, iubirea vieții tale? Da, categoric. În momentul de față, iubesc așa cum n-am iubit niciodată. 14 ani diferență. Da. Faci față? Bă, mulțumesc lui Dumnezeu. Da! Bună seara, Robert! Bună seara, Cristina! Mulțumesc de invitație! Ce prezentare frumoasă mi-ai făcut! Wow! Da. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Ce ești... faci? Bine! Ești de acord cu prezentarea pe care ți-am făcut-o? Da, în linii mari, da! Asta cu faimos, celebru, nu știu... Spun un secret! Te rog! Nu mi-am dorit niciodată foarte multă atenție, în mod paradoxal, știi, probabil pentru un om de televiziune cum sunt perceput astăzi. Ăsta e și motivul pentru care probabil până undeva prin 2000, începutul anilor 2000, până prin 2003 când am început emisiunea asta la 100, am mai avut un episod cu un telematinal la TVR, nici nu mi-am dorit să fac televiziune. Ce radio? Marea mea iubire a fost radioul, da, și evident presa scrisă, știi? Tot mi se părea întotdeauna că a face televiziune o chestiune de expunere mult prea mare. Și, în general, oamenii pe care gândeam eu că ar trebui să facă, despre care gândeam eu că ar trebui să facă televiziune, se pare că trebuie să fie niște indivizi aparte, să fie avut studii de actorie, să fie... Poate că modelul, din punctul de vedere, era Florin Călinescu, un om de televiziune pe care l-am apreciat extraordinar de mult în perioada ProTV. Vezi tu, oricum nu există o școală adevărată de televiziune în România, dacă e să o iei așa. Da. Facultatea de jurnalism nu te învață să faci emisiuni la TV, de exemplu. Adică toți cei care au avut succes au învățat ei și ei s-au dezvoltat și au reușit așa. Da, pentru că fie au avut talent, fie că au muncit, fie că s-au prins cum stau lucrurile și cum trebuie să facă un show de succes, așa cum ai făcut tu. Știi care e povestea? M-a ajutat altceva foarte mult. Faptul că undeva încă din perioada liceului, de prin clasa a 10-a, în diverse contexte, îndrăgostit fiind de muzică și făcând parte dintr-o trupă rock, care a avut și un oarește succes la începutul anilor 90 și am scos și un disc pe la Elect Record, mă obișnuisem cumva sau mi-era destul de comună experiența asta a interacțiunii cu publicul. Sigur că la televiziune nu e interacțiune directă, dar chiar și interacțiunea asta mediată de camerele de luat vederi e tot o interacțiune cu publicul. Atunci când am apărut în fața unei camere de luat vederi, mi-am închipuit că sunt undeva pe o scenă și că publicul e acolo, dincolo de camera de luat vedere. Asta m-a ajutat cel mai mult. După care lucrurile, sigur, intră și într-un soi de rutină și într-un soi de învățare a firescului în emisiuni de televiziune. Când erai mic, ce îți doreai să fii? Bă, sincer, portar de fotbal. Pe cuvântul meu, serios? Da.
Vin și ai făcut fotbal? Nu, vin dintr-un oraș din Pitești, unde echipa de fotbal era legendară în vremea lui Dobrin. În perioada în care eram eu copil, nu mai era atât de faimoasă, dar nu era nici în divizia B. Adică se bătea cu granzii acolo, pentru locurile 3, 4, 7, mai târziu, nu știu ce. Și atunci, cumva, umbra lui Dobrin peste copilăria noastră a fost în permanență, pentru că, domne, Dobrin, tot orașul vorbea când venea vorba de fotbal despre Dobrin. Anii 80, anii în care mi-am petrecut eu copilăria în Pitești, erau ani cu mult fotbal. Fotbal în spatele blocului, fotbal la școală, fotbal în ștrand, fotbal pe plajă, fotbal pe marul râului, era distracția principală. O minge bună costa 18 lei, era o minge de cauciuc pe care o învârteai întotdeauna în magazinele Motovelo să vezi ca nu cumva să fie ovală, deci a trebuit să fie perfect rotundă și o învârteai în aer ca să vezi dacă într-adevăr e rotundă, pentru că multe erau și deformate. Erau mingi de cauciuc, nu vorbim de mingi profesioniste de fotbal. Și mie îmi plăcea foarte mult să joc fotbal, dar îmi plăcea foarte mult și să apăr, pentru că îmi plăcea foarte mult de Silviu Lung. Nu știu dacă îl știu. Nu știu. Da, portar al echipei naționale de fotbal, un faimos portar în anii 80. Pe scurt, am zis la tata într-o zi și a spus, eu vreau să mă fac fotbalist. Și mi-a dat două palme peste ceapă și mi-a spus, tu vrei să te faci om care învață carte, că altfel, lasă, fotbaliștii sunt... Fotbalul e pentru proști, e pentru repetenți, ceva de genul ăsta mi-a spus la un moment dat. N-am avut ce să spun, tata era o fire destul de autoritară și, în general, când spunea ceva, nu prea exista cale de negociere, da? Ai fost un elev silitor? Da, am luat premiul întâi din clasa întâi până în clasa a opta, cu excepția clasei a patra, când, nu știu ce naibii, a venit învățătoare și mi-a dat o notă scăzută la caligrafie sau ceva de genul. Ceva în materie acum banală. Nu mai e nevoie de caligrafie oricum. Da, oricum am scris oribil, iar de mână scriu foarte, foarte rar. Deci probabil că a avut ea dreptate pe undeva, m-a sancționat la vremea respectivă. Dar am fost un elev silitor. Dar de gura părinților sau pentru că ți-a plăcut? Bă, unele lucruri, unele materii îmi plăceau foarte mult, da. Altele, cum să zic, sistemul din vremea respectivă de învățământ era unul în care, nu știu dacă aveai, era foarte mult de tocit, înțelegi? Da. Cam ăsta era sistemul pe vremea respectivă, adică lucrările de control, testele la vremea aceea, lucrări de control să numeau, chiar și tezele se bazau mai mult pe capacitatea de memorare a unui elev decât pe altceva. Iar din punctul de vedere să știi că am avut, nu știu acum cum mai stau, dar la vremea aceea aveam o memorie dincolo de medie, să spunem, da? Nu spun că eram vreun geniu, dar memoram extraordinar de bine și mai era ceva, prindeam foarte repede unele lucruri. Asta m-a ajutat foarte mult. Mai departe și în facultate, în liceu, sigur. Pentru că mai chiuleam la liceu, mai chiuleam și la facultate, dar nu chiuleam că voiam să... Munceam în același timp, în paralel în facultate. Și atunci, din trei cursuri, prindeam unul, să zicem. Care a fost primul tău job? Îți mai amintești? Ți-amintești? Primul meu job... De care ai câștigat bani. Da, primul moment în care am câștigat bani a fost undeva la sfârșitul anilor 80, începutul, deci undeva, cam în anul cu Revoluția, 88-89, cred că ceva de genul ăsta. Așa s-a spus din ce am câștigat bani. Tatăl meu era electronist amator, el lucra la un centru teritorial de calcul electronic, îi spunea pe vremea respectivă, dar electronist amator fiind reparat radiouri și televizoare. Televizoarele erau pe lămpi pe vremea aceea, radiourile erau unele dintre ele pe lămpi, altele erau pe tranzistori. Încă nu bufnise moda cu circuitul integrat care a schimbat totuși mai apoi chipul, mă rog. Și ușor, ușor am început să învăț să repar și eu televizoare și radiouri și... În anii, sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, încă se mai reparau radiourile pe lămpi. În anii 90 a venit nebunia cu radiourile, cu televizoarele color. Dar primii bani, cred că i-am câștigat reparând la un moment dat niște televizoare pe lămpi. Pe la vecini care mă chemau pe mine pentru că tata era foarte ocupat. Hai mă, bobiță, cum spuneam, era vrea, vină mă și uite-te puțin și la televizor. Și îmi luam cu mine un LED cu un aparat, un instrument de măsură, cum se numește, așa, măsuram pe acolo, vedeam, bun. Apoi era... băgai în priză televizorul, dacă mergea, luai bani. Mă, nu era chiar așa, să știi. Adică să bagi un televizor în priză pe lămpi, eu pasiunea asta cu reparat radiourile o am și acum, să știi. Am o colecție acasă, nu mare, dar reprezentativă, spune, de radiouri vechi pe care le recondiționez, le cumpăr într-un hal fără de hal, ele arată îngrozitor atunci când le achiziționez. Carcasele sunt distruse, fie că-s din lemn, fie că-s din bachelită. Au piese lipsă, au butoane lipsă.
Uneori mi-a și câte 6 luni, 8 luni de zile să recondiționez o astfel de piesă. Cred că ți-au enorm de mult timp. Mi-au enorm de mult timp, dar să știi că în momentul în care mă refugiez în garajul meu și mă apuc și șlefuiesc un aparat de radio care are deja 100 și ceva de ani, îi șlefuiesc carcasa, îl readuc la viață, ușor, ușor, îi caut piesele pe eBay, mă consult în grupuri specializate cu diversi alții. Vai de mine! O nebunie întreagă. Pare o demență, dar... Păi și de ce faci asta? Te liniștește lucrul? Da, evadez. Când ești nervos, te duci în garaj? Nu, când sunt nervos, nu. În momentul în care simt nevoia să evadez din cotidian și să știi că în anii din urmă mi s-a întâmplat din ce în ce mai des să-mi doresc să mă rup de cotidian. Și atunci acolo, plonjând în lumea asta... care are patina asta a timpului pe care o găsești pe anumite obiecte, te îndeamnă întotdeauna la un soi de reverie, așa, de visare, stai și te gândești, bă, ce mișto era când oamenii stăteau lângă un aparat de radio și în America de Sud, să spunem, ascultau telenovele, da, radionovele, de fapt, așa. Nu telenovele, că ele au fost primele, iar în România ascultau teatru radiofonic. Ca să faci un teatru radiofonic la începutul secolului 20 în România, însemna că toate efectele care astăzi sunt din computer date, că plouă, că s-aud pași, că nu știu ce, toate chestiunile astea se făceau analogic. Adică venea unul și în loc de ploaie, la un moment dat, exista, să zicem, un soi de râșniță în care erau niște pietriși și dădea la o manivelă, pietrișul ăla, se frecau pietrele unele de altele în fața unui microfon și imitau sunetul ploii. Doamne, doamne! Da. Adică, ca să imiți tocurile unei domnișoare care venea la un moment dat, da? Fie cineva lua cu adevărat niște pantofi cu toc și dădea așa într-o masă, fie existau indivizi, și ăștia erau bine plătiți, să știi, chiar și în radiourile din radioul public din România, care erau capabili să imite în fața unui microfon tot soiul de sunete. Mult. Erau niște sintetizatoare, niște da, bănci de date de sunete, practic, umane, da? Apropo de domnișoare, cum erai ca adolescent? În raport cu fetele? N-am stat rău. N-ai stat rău? Da, dar erai cuceritor, așa? Nu, m-a ajutat ceva la momentul respectiv. Ia, ce? Am suferit tot timpul așa că o lungă perioadă și în adolescență și mai apoi am fost destul de plinuț, așa, știi, de grăsus. Serios? Da. Mm-hmm. Nu mi-aș imagina că niciodată, de când ești în atenția reflectoarelor, nu, ai fost... Am mai avut și perioade, chestia asta cu... Slim, cum se spune. Da, nu. Nu știu de ce, nici nu mai are importanță, dar m-a ajutat un lucru foarte tare. Faptul că reușeam să cânt destul de bine, a zice eu, la chitară. Păi. Știi, întotdeauna, în perioada aia, anii... Un atu puternic. Era un atu foarte puternic. Adică, întotdeauna, băiatul cu chitară pleca cu o fată la plimbare, ca să zicem așa, știi? Cam asta era. Și asta s-a întâmplat ani foarte mulți. Acum, sigur, pare, cum să zic, bun, te duci în club, nu știu unde se mai agață acum, sau unde agață tânăra generație. Cred că mai mult pe rețelele de socializare, da, pe Insta, pe... Ei, și tu ai cunoscut-o pe actuala ta soție pe Facebook. Da, o să-ți povestesc chestiunea asta. Nu ieșisem la agățate. Asta a fost o altfel de, întâmplare, de poveste. O să-ți povestesc. Foarte frumos, Alminter, dar acum... La noi atunci era cam așa, ne adunam la un bairam, ca așa se numeau ceaiurile de la vremea respectivă, da? Și undeva spre dimineață, după ce toată lumea se plictisea de dansat sau nu mai aveau chef de altceva și fie de la prea multe beri, toată lumea se lățea așa pe câte o canapea cu câte o domnișoară în brațe, apărea de undeva o chitară. Și cheful se transforma în cu totul altceva. Era o seară în care se povesteau lucruri, unul mai venea cu o idee de piesă, mai apărea încă o chitară și când apăreau două chitare, deja lucrurile erau așa. Nu neapărat, pentru că cei doi chitariști cântau, unul făcea solo, altul ținea partea de armonie. Mă rog, lucruri foarte interesante. Și atunci am să spun, în timp ce cântai la chitară, întotdeauna aveai timp să te uiți altfel la o domnișoară care îți plăcuse deja în timpul, dansase cu ea de câteva ori, ea te privea într-un fel. Aveai un repertoriu, așa, știai ce trebuie să cânti ca să lovești acolo unde trebuie. În timp cam știai așa, ce piese emoționează, ca să folosesc un eufemism, înțelegi, o domnișoară. Au fost niște ani foarte faini din punctul de vedere. Treaba asta cumva... Și asta cu chitara, acest obicei l-ai menținut? Da. Andrei Marine ai cântat la chitară? Da, am cântat și cu Andrei Marine, dar am cântat într-o gașcă mare de prieteni, înțelegi? Da.
Cred că am cântat în gașca aia și cu soțul tău, să știi. Când, ați fost în America? Da, când am fost în America, știi? Nu știu dacă aveam chitară la noi, n-aveam cu siguranță, dar undeva la un moment dat într-un bar în America, într-o excursie, cred că am cântat cu toți. Era genul de, cum să spun, la un moment dat, a avea chitara după mine, era un... mă simțeam, nu știu, cum pleci astăzi fără telefonul mobil, știi? Sunt oameni care nu, când rămân fără, l-au uitat undeva, intră într-un soi de panică. Așa, așa eram eu, dacă plecam undeva și două, trei zile nu aveam o chitară, simțeam nevoie. Și în America, de câte ori m-am dus sau prin alte părți, mai ales în anii, începutul anilor 2000, eram fascinat să intru în toate magazinele de instrumente muzicale, că îi nebunisem pe toți prietenii. Ce faci, bă, atâta vreme stai în câte un magazin din ăsta câte două ore, da? Mie îmi plăcea să probez fiecare instrument și acum am rămas cu pasiunea, cu pasiunea asta. Am o mansardă în care am adunat de-a lungul timpului multe instrumente muzicale și... Dar cât ai fi ținut serios de treaba asta? Crezi că ai fi ajuns, nu știu, artist? Nu. De ce? Îți spun de ce. Nu... Nu am avut un talent dincolo de limita la care se poate face performanța. Da, adică... dar vezi tu câți artiști sunt acum și fără voce și au succes, câștigă bani. Da, dar nu era genul meu. Adică și, acum se cântă mult cu autotune, cu tot soiul de scule care transformă și o oaie rătăcită cu un behăit într-un artist renumit, ca să zicem așa. Știi? Am văzut o grămadă de chestii. Dar ca să faci și muzică la nivel de profesionist, îți trebuie ceva. Înțelegi? Este cam cum era o vorbă în perioada interbelică, cred că despre Naio Ionescu, cred că spunea despre Zelea Codreanu, eu mă screm și lui vine. Sunt oameni cărora pur și simplu le vine. Deci sunt oameni extraordinar de talentați, se nasc probabil așa, nu le trebuie decât puțin ceva să învețe. La un moment dat citeam o poveste despre Dinu Lipati, de exemplu. Da? Copii din ăștia minune. Dinu Lipati avea mai puțin de 4 ani, pianist celebru Dinu Lipati, când taxul l-a găsit venind acasă, stând în fața pianului, fără să fi luat o lecție de pian și doar din ce auzise la un moment dat la radio, cânta o mică sonatină de Mozart. Da? Și atunci, a reprodus. Și-au dat seama clar că au de-a face cu un geniu, cu un, un om foarte talentat, dacă nu neapărat geniu. Chestia asta la mine n-a existat. Orice lucru pe care l-am învățat în materie de, de muzică, și am ajuns să cânt onorabil la chitară, onorabil la pian, câte ceva la muzicuță, fluier, pot să țin un ritm la tobe, să cânt la o chitară bas, adică sunt multe instrumente pe care le-am încercat, dar nu am depășit niciodată, cum ziceam, nivelul ăla care m-ar fi dus într-o zonă care să zic, băi, știi ceva? O las încolo de școală sau de facultate și eu mă țin de muzică pentru că din asta o să pot să trăiesc decent. Asta a și contat pentru mine o viață întreagă. Nu. Un top al artistelor din România, top 3, care îți plac? Artiste în ce sens? Care cântă? Care cântă. Hai să luăm în zona asta. Din noul val, din vechiul val. Cum din... vrei tu. Da? Nu știu, să știi că uite... Hai, care sunt și la momentul actual în primă linie. Măi, pe cele de pe primă linie, cam ascultă fiica mea, nu știu să-ți zic extraordinar de mult, îmi place Delia pentru că are o manieră aparte de interpretare, da? Nu sunt nebunii neapărat după vocea ei, dar e foarte ușor recunoscutibilă și uneori chestia asta contează extraordinar de mult. Adică mă uit la Lady Gaga, pe care unii, ea e un artist foarte bun, eu am văzut un documentar excepțional, cântă la pian foarte bine, nu e vreo voce să nebunești așa, să te dea pe spate, da? Nu e Adele, spre exemplu, dar în comparație cu Adele, Lady Gaga transmite. Vezi tu, artistul e o chestiune foarte complexă, da? Nu e vorba doar de voce. Sunt oameni care au voci excepționale. Mă uit la concursul ăsta de tip talent show. Da, da, da. Văd acolo niște voci nemaipomenite, dar sunt oameni care nu transmit absolut nimic. Și se pierd. Emoția pe care o poate transmite un artist este e o chestiune greu. Uite, am să-ți dau ca să vezi la ce mă refer. Nu cred să fi trăit vreodată emoții mai mari. Și am văzut, crede-mă, multe concerte, le-am văzut și live, le-am văzut și înregistrate, pentru că în concert îți dai seama un artist dacă vibrează. Dom'le, am văzut Sting de câte ori mi-a fost cu putință. L-am urmărit, da? E ceva absolut fenomenal. Ce se întâmplă acolo, ce emoție se întâmplă acolo. Niciodată nu cred în altă ordine de idee că se va ridica cineva la a transmite atâtă emoție în public, sigur, erau și alți ani, precum Beatles.
dar aia aproape prin muzică exclusiv. Deci, bun, erau frumușei, e pentru fete, dar muzica lor este excepțională. Din ce înseamnă artiștii din România? Am zis Delia din Noul Val, dar, de exemplu, artistul pe care îl consider pe nedrept, nu marginalizat, că nu-i marginalizat, dar cred că ar trebui, cum să spun eu, dacă aș fi, nu știu, președintele unii compoziții sau unul din ăsta care poate să ia decizii. Domnule, l-aș aduce pe Laurențiu Cazan să cânte non-stop. Noi nu înțelegem ce bucurie este să fim contemporan cu un artist ca Laurențiu Cazan. Deci noi nu înțelegem ce poate să facă Laurențiu Cazan dintr-o chitară, dintr-o vioară, dintr-un pian, cu vocea lui, cu mintea lui și cu sensibilitatea pe care o are Laurențiu Cazan. Astea sunt lucruri pe care, cum să zic, sunt chestii foarte complicate pentru cei care doar ascultă muzică. Atunci când mai știi și un pic de muzică și îți dai seama ce poate să facă un om, fie cu vocea lui, care la urma urmelor este un instrument, punct, fie cu instrumentul la care cântă, aia e un lucru nemaipomenit. De vreau să te întreb, care a fost cel mai greu moment din viața ta? Care chiar te-a, nu știu să zic așa, te-a pus la pământ și ți-ai revenit greu? Când mi-am pierdut părinții, fără discuție. Deci alea sunt momente, cum să zic, eu sunt orfan în momentul ăsta. Nu mai am nici mamă, nici tată și uite, perioada asta sau perioadele în care se apropie sărbătorile, fie că vorbim de Paște, fie că... Știu, sunt cumva truisme, adică oamenii rostesc chestia asta de multe ori, dar nici eu nu am înțeles cât de greu este să nu mai ai părinți până la momentul în care mi-a luat Dumnezeu. Băi, știi, termin acum seara emisiunile. Și nici acum n-am șters numărul mamei din memoria telefonului. Pentru că mama, nu știu, mai aveam prieteni care mă sunau după câte o emisiune, mă mai suna la un moment dat soția, dar mama nu exista emisiune să termine emisiunea televiziune, să nu-mi dea mai întâi un mesaj dacă, de teamă să nu mă deranjeze, că poate se gândea ea, nu știu, vin după emisiune, mai am treabă, mai stau cu cineva de vorbă. Și după aceea să vorbesc cu ea în drum spre casă, de fiecare dată ne prindea ora 11 și jumătate, vorbind eu în mașină, ea acasă fiind, și să povestim. Și îmi spunea, cum spun, mamele, și cred că și tații, dar mamele în special, ajung la această comunicare, la această relație extraordinară cu copiii, așa fel încât și o știi bine, sunt absolut convins. Dom'le, te uiți în ochii copilului și știi dacă e bine. Pentru mama eram un copil în continuare, chit că eram Turcescu de la televizor, da? Evident. Și ea spunea, mamă, ești obosit, ți-am văzut ochii astăzi, ești obosit, încearcă să dormi un pic mai mult, fii un pic mai calm, mă simțea ea când mă știi că eu sunt un tip destul de temperamental așa. Și zicea, hai, fii un pic mai calm, hai, te rog frumos, nu-ți mai pune mintea cu toți nebuni. Știi? Măi, mamă, dar să știi că, mamă, știu că tu trăiești, că ești acolo, dar nu e cazul. Nu se pare foarte greu, n-ai avut momente și pe partea asta profesională când poate... Nu știu, ai cedat, ai zis că nu mai pot. Pentru că zona asta, mass media, televiziunea, apoi și politica, sunt cele mai grele, cele mai nebunești. Mai că se întâmplă ceva, și asta cred că și tu o știi, și mai sunt oameni în generația asta a noastră care știu despre ce este vorba. Nu știu la generația tineră, dar nu spun, cum să spun, încercând să... Nu prea mai vor să facă televiziune generațiile tinere. Să spun următoarea chestie, nu e numai vorba de televiziune. Eu în meseria asta, și mulți din generația mea au făcut asta, meseria asta, noi nu ne-am uitat mă niciodată la ceas. Cristina, îți dau cuvântul de onoare, înțelegi? Deci ajungeam la redacție. Știam când plec de acasă, dar nu știam când. Păi ajungeam la redacție, înțelegi? Uneori deschideam redacțiile. De ce? Și plecam după ce, nu știu, uneori dormeam la redacție. Crede-mă, am dormit nopți întregi la evenimentul zilei. Am dormit nopți întregi în redacția de la Europa FM. Adică sunt locuri de muncă unde noi nu simțeam că suntem la muncă. Era gașca foarte mișto, echipa foarte mișto, redacțiile erau niște medii efervescente realmente. N-aveam nici atât de multe
pamente cu care să fim conectați la actualitate și atunci ieșitul în teren era obligatoriu. Da, da. Asta presupunea întâlniri cu oameni, alergat dintr-o parte în alta, uneori erau 7 evenimente și doar 3 reporteri și trebuiau acoperite toate evenimente. Să nu pierzi caseta. Să nu pierzi caseta, să nu se încurce, să vezi, da, da, da. Să vii, să montezi, să nu știu ce. Deci toate lucrurile astea, cum să spun, te făceau să nu te gândești o clipă. Hai mă că mai am 2 ore și scap, n-ai vă duc acasă. Nici n-aveai timp să te mai gândești la așa ceva. În plus de asta, în meseria asta, băi, oricum câtă vreme o faci, nu prea ești niciodată în afara serviciului. Tot timpul ești conectat să... 24 din 24. Asta este, știi? Și cum ai reușit să îți faci și viața personală? Greu. Nici nu mi-a ieșit din prima, după cum bine știi, am un divorț la activ, dar cum să zic, nici nu e nimic de văitat. Astea sunt... Dar din cauza meseriei s-a ajuns la divorț? Meseriei tale, mă refer? Nu neapărat. Și probabil că și asta, dar nu numai din cauza meseriei mele. Poate că unele lucruri nu s-au... N-a mai existat un soi de chimie pe care... Dar chiar cum construiești chimia asta? Ai învățat? Hai că prima oară a fost un eșec. Dar după Dar nu știu dacă am învățat neapărat. Aș spune acum că ea este sau nu este, după care... E adevărat că trebuie cumva trebuie întreținută. Dar ea asta asta, cum se întreține? Bă, îți spun cum se întreține, înțelegi? Nu cred în chestiunea asta, doamne, de la că bărbatul care vine în fiecare zi cu flori acasă. Dar să știi că și asta are ceva. Adică buchetul ăla de flori adus din când în când e important. Nu cred nici în abundența de SMS-uri. Iubi, te iubesc, drăguț, o iubit-o sau nu știu ce mai... Nu merge. Dar din când în când, pe neașteptate, un SMS pe care îl primești sau mai ales îl trimiți către persoana iubită care îi spui pur și simplu din senin, te iubesc, mi-e dor de tine. Sau cred că valorează extra... Sau pur și simplu un telefon. Sau pur și simplu pe treptele în care ea urcă din garaj și tu cobori în garaj. O oprești la mijlocul treptelor, o iei în brațe, o săruți și spui că o iubești. Punct și atât. Deci sunt mici gesturi, înțelegi, după care se intră într-o altă fază, dacă vrei, într-o relație. Spre exemplu, eu și soția mea cam facem toate lucrurile care țin de domeniul, de universul nostru domestic împreună. Da, gătim împreună sau uneori facem, nu știu, curat în casă împreună, ne distrăm împreună cu copilul nostru în momentul de față. Ai fost implicat în creșterea copilului, mai ales în faza când era bebeluș? Uite, vezi brațele astea două? Da? Și Vera, cea mică de acum, și Ioana, cea mare, în momentul de față, au crescut în brațele astea la propriu. Adică, și cum făceai față? Și la muncă? Și să fii și iubit? Să fii și soț? Să fii și tată? Da, tu știi că foarte bine, la fel ca mine, că momentul în care s-a născut copilul și l-ai luat în brațe și anii ăia de început, când l-ai luat în brațe, orice oboseală s-a dus naibii. Ea nu mai există, înțelegi? Pentru că momentul ăla în care ai luat puiul ăla în brațe și el adorme la tine în brațe, păi am avut nenumărate momente pe care sunt convins că mulți de cei care ne privesc acum le știu, da? Când stai cu ei, nu mai miști nici tu, nici respiri. Mă trecea pipi la un moment dat, voiam să ajung la toaletă, da? Și rămâneam acolo până când se trezea, că nu venea să mă miști, nu cumva să o trezești și așa mai departe. Deci sunt lucruri pe care oboseala dispare. Ai o energie pe care probabil o iei de la Dumnezeu și ți-o dăruiește o dată Dumnezeu cu copilul. Spune, din momentul ăsta, da, eu te țin în picioare și nu mai simți oboseala câtă vreme este copilul. Pe soția ta ai cunoscut-o pe Facebook. Mă, da, știi, asta sunt... Dar bine, nu în mod intenționat, înțeleg. Ba, să spun, eram așa, a fost o chestie... Erai singur și trist? Nu, eram cu un prieten, ne-am propus noi de multă vreme, cel mai bun prieten al meu, să plecăm, băi, zi, mergem în America de Sud, unde ne-a așteptat la vremea respectivă un alt prieten care lucra până la un restaurant pe acolo, printr-un sat brazilian, în care veneau mulți surferi. Eu eram foarte dornic să văd și eu America de Sud pentru prima oară în viață și atunci ne-am luat un circuit din ăsta Brazilia-Peru. Da? Și la un moment dat am început să pun pe Facebook așa, tot soiul de fotografii cu tot soiul de fructe și legume pe care, în special cartofi dulci care au tot soiul de culori, fructe care nu erau de găsit în piețele europene sau mai rar în piețele europene, poftim. Și la un moment dat ea a comentat la una dintre... Deci ea te urmărea.
Da, eram cumva genul ăla de prietenie pe Facebook, dar eu niciodată n-am făcut o selecție între prieteni pe Facebook. Până s-au împlinit cei, nu știu, da, 5.000 de prieteni, da, și așa mai departe, cum îmi cerea unul prietenia, dădeam. După aia când îmi cereau alții, m-am uitat și așa, am văzut că unii n-aveau nicio legătură, nici măcar n-aveau, cum să spun, nicio postare sau nu erau niște oameni reali sau erau sub conturi fake, da? Însă și-a mai șters din ei. Însă la vremea aia probabil... Și ce a comentat Oana? A zis, interesant, ceva de genul ăsta, zice, ce fel de fruct e, s-a interesat o chestiune de genul ăsta. Și eu i-am răspuns acolo. Ce, niște deci cal... în primă fază a interesat-o fructul, nu... Da, stai, lucrurile au fost destul de... După aceea, mă rog, am tot schimbat așa mesaje, că eram în călătoria aia pe acolo prin Peru și unele dintre drumurile am făcut în timpul nopții, neexistând avioane între localități. Mergeai uneori și o noapte, să zicem, adică undeva de pe la 11 noaptea până spre dimineață, cu niște autocare ale lor. Și în autocarele alea uneori era și Wi-Fi și corespondeam și cu cine, ea fiind la vremea respectivă o... persoană care nu dormea prea mult noaptea, da? Între timp lucrurile s-au mai schimbat. O obosești tu și... Nu, obosim amândoi, da. Este... la vremea aveam și eu cu cine să dialoghez, da? Drumurile pe care le făceam. Era interesant, mă rog. Și cum a ajuns să vă vedeți fizic? Cine a făcut invitația? Nu știu, într-unul dintre momentele astea în care am schimbat, așa m-am oferit eu să îi aduc ceva din un inel cu Pacea Mama. Pacea Mama este un simbol extraordinar de puternic acolo în Peru. Da? Deci ai venit direct cu inelul. Da, vezi cum s-a întâmplat. Bine, un inel din ăsta, nu să zic așa, nu știu, am era înțeles. Un argint din ăsta cu simbolul respectiv, știi? Deci cel cu diamant a venit după aceea. Dar... Nu mai spune asta, că și așa, o să zic acum un secret. Te rog. Eu nu i-am dăruit acel inel de logodnă. Nu pot să cred. Da, așa mă, n-ai să... E o poveste oricum destul de romantică, așa. Și? Ai... Am improvizat un inel la momentul respectiv, da, când am cerut-o de soție, da? L-am improvizat eu din ceva, n-are rost să povestesc din ce. Dar zi-mi din ce, acum m-ai făcut curioasă. Nu contează, l-am improvizat. Ideea este că am din pus ce? Un inel pe deget, înțelegi, da? Dar nu era un inel propriu zis. Ea a zis da și am rămas eu restant cu inel. N-am găsit încă până la momentul ăsta inelul ăla cu diamant care să-mi placă atât de mult încât să zic că ăsta este inelul pentru iubita mea. Păi, dar poate știe ea ce inel vrea și ea întotdeauna poate spune. Întotdeauna mi-arată din când în când și spune, vezi, da, 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 lipsește ceva de ei și îi spun, ok, ok, sunt în continuare atent. O să se întâmple și lucrul ăsta la un când? Moment. Nu știu, dar de ce trebuie să existe, vezi, odată? Eu să știi că sunt un... Nu-mi plac șabloanele. Toată viața mea, inclusiv în cea profesională, m-am cam ferit de șabloane. Când intru într-o chestie asta de rutină, de șabloane, lucrurile trebuie făcute așa. Până și nunta noastră, știi, la un dat am spus, Turcescu și-a făcut nunta la pizzerie. Nu, am făcut nunta într-un restaurant care, sigur, avea în meniu și pizza la momentul respectiv, dar nu pizza am mâncat noi la nunta. Ei, dar, și dacă mâncați pizza, dar mi-am dorit ca nunta să fie o chestie probleme foarte intimă. Deci chiar am selectat la vremea respectivă 15 oameni foarte apropiați care au fost cu noi la nuntă. Și în dimineața, când s-a terminat nunta, am plecat pur și simplu ca în filme, că aia mi s-a părut întotdeauna foarte mișto și am zis, uite, acum putem să facem treaba. Știi că după nuntă totdeauna mai rămân aia la ciorba de potroace, la... adică tradițiile alea, înțeleg, care sunt ok, au farmecul lor, dar nouă ni se păreau atât de desuete și am zis, băi, știi ce facem? Nunta a durat până pe la 3 și ceva dimineață, 4, să zice, și noi la 6:30 aveam trenul spre Tel Aviv, avionul spre Tel Aviv, da, să mergem în luna de miere la Ierusalim. Și a fost foarte mișto, s-a terminat nunta, le-am spus, pa, mulțumim foarte mult, vă iubim, bagajele erau făcute, ne-am dus acasă, am lăsat mașina, sau mă rog, ne-am lăsat. A ieșit nunta așa cum v-ați dorit? A ieșit o nuntă excepțională, pentru că a ieșit, repet. Invitații au fost cu dare de mână? Fiind vorba de rude, să știi că da, au fost și, da, nu ne-am gândit la cine ce te întreb, pentru că la români contează aspectul ăsta, nu știu, oamenii sunt interesați și fac calcule. Da, și asta e o chestie care pe mine mă enervează foarte tare, știi, ideea că oamenii au început să vadă o invitație la nuntă ca pe o obligație sau cred că, mă rog, mulți văd chestia asta. Oh, leu, am trei nunți primăvara asta. Sau trei nunți luna asta, da? Sau să vezi, aveam colegi când eram în Parlament care erau șefi din ăștia de organizații de partid, înțelegi? Da, da, da.
Păi ăia erau la nuntă în fiecare săptămână. Deci eu le spuneam la dar hai să mergem nu știu unde cu taie să facem o întâlnire de partid. Păi, nu pot, nene, făcea. De ce? Păi am, sâmbătă asta am două nunți. Băi, frate, zic, de-aia și săptămâna trecută trei nunți, înțelegi? Și sâmbătă și duminică la un moment dat. La câte nu se duce? A zis, mi-a încercat să-mi explice. Dragule, eu sunt președinte de organizație. Organizația este mare. Membrii importanței organizației țin organizația și ne aduc voturi. Da. Dacă nu mă duc la nunta lor și am făcut greșeala de m-am dus la nunta altuia înainte și așa mai departe, să termină că la pleacă din partid. Deci pot eu să-l las să plece din partid? Și mă gândeam Dumnezeului, bă, deci chiar așa e. Băsescu la un moment dat era pe la toate, adică toată lumea livita la nunți, la botezuri, la cumetrii. Da. Era disperat, îți dai seama. Deci. Dacă tot suntem la capitolul nunții, ți-a plăcut la nunta lui George Simion? Da. A fost foarte mișto. Mâncarea a fost bună? Nu știu, dar la un moment dat am tot întârziam asta, mi se făcuse foame, m-am dus la târgul ăla de jos unde se învârteau oia pe acolo și am cumpărat o bucată de șuncă pentru că arăta excepțional și am mâncat-o la masă cu mai mulți. A fost bună mâncarea până la urmă, dar a venit destul de târziu. Țăracul era căpiat cu toate lucrurile care se întâmplau pe acolo. La nuntale. Nu-mi pasă. Vezi tu, spune-le, eu sunt un tip asumat, să știi, lucrurile pe care le-am făcut, și bune și mai puțin bune în viața asta. Le-am făcut conștient, adică nu a fost așa, bă, aoleu ce am făcut, înțelegi? Pe George Simion și pe mulți alții care acum, din păcate, sunt într-o zonă din asta, unii consideră, ba, sunt antivacciniști, ba, sunt putiniști, băi, sunt oameni cu care, cum să spun, am crescut la propriu, adică pe unii dintre ei știu de 10, 15, 20, poate chiar 30 de ani, înțelegi, da? Cum pot eu un om la un dat pe care știam și în cazul George Simion erau, îl știu de vreo 15 ani, ne-am intersectat în diverse contexte, da? Așa? Vine omul și zice, bă, mă însor, așa. În plus de asta, nevastă s-a mai cunoștea și cu soția mea, deci, mă rog, soția făcând niște corsete a venit la un moment dat și acum am dat de la ea un corset, i-au plăcut foarte, mă rog. Ba, cred că ea lucra și ceva la, apropo de rochia de nuntă, sau una din, mă rog. Nu știam asta. A scris presa despre asta că soția ta i-a făcut rochia de nuntă? Nu știu dacă a scris, dar nu cred că rochia de nuntă, cred că ceva la cununie, nu mai știu. Da. Nu vreau să spun prostii și nu vreau ele să... Ele știu mai bine. Ele știu mai bine. Vorbiți voi și înveți. Eu cu chestia asta, cu produsele soției mele, care s-au alimentat foarte mișto, da. Le văd uneori, îmi plac, da, le spun, da, da, nu mă pricep mai mult de atât. Revenind, omul când a zis, bă, mă însor, vrei să vii la mine la nuntă? Mi-ar fi pace plăcere. Păi cum să nu te duci? Aia mi se pare că nuntă e un moment de maximă bucurie, prilej de... Da. Hai, bem un pahar. Păi da, făcut un spectacol din asta. Tu de ce n-ai făcut un spectacol din nunta cu soția ta? Era o perioadă complicată, dacă ți-aduci aminte. Da. Venea exact în contextul poveștii cu ofițerul acoperit. Da, așa e. Aveam un card de televiziune, era oricum o demență întreagă. Aveam unul, două care de televiziune în fața casei non-stop, înțelegi? Care așteptau să, nu știu, să intre Băsescu pe horn, să apară SRI-ul în spate și serviciul păi secret al armatei pe dreapta. Nu. Nu. Și nici nu l-am invitat. Nu cred că l-am invitat. Nu. Nu făcea parte din cercul restrâns. Nu. Eu cu Traian Băsescu am avut înainte de a deveni membru al Partidului Mișcarea Populară niște relații. Unii ar spune, știi, acum se poartă chestia, dumne, cercul de intime. Am văzut inși care, chiar ziariști, care acum pozează, au, cum să zic, alura asta de oameni care n-au făcut nimic în viața și care toată ziua erau pe la Cotroceni, lingeau clanțele, vorba lui Traian Băsescu. Bă, să spun un lucru, eu n-am lins niciodată clanțele la Cotroceni. Deci singura dată când am fost la Cotroceni a fost, sau de două ori, că am fost după niște emisiuni, sau într-o o emisiune am făcut-o acolo și la un moment dat o altă emisiune pe care o făcusem în curtea Palatului Cotroceni la care Băsescu nu participase, dar ni se permisese să filmăm acolo, eram cu Tatulici, cu Rezeanu, cu Stănescu, mă rog, mai mulți jurnaliști și după ce s-a terminat emisiunea, Băsescu, care urmărise emisiunea la televizor, a trimis vorbă să venim să bem un whisky cu el în cabinet. Și de acolo a plecat povestea, acolo s-a rostit celebra fraza lui Băsescu cu licuriciul cel mare, licuriciul cel mic, pe care Gabi Stănescu a publicat-o mai târziu în ziarul Guardianul, relatând această chestiune. Acum faci emisiune la Metropola TV. Da. De câteva săptămâni deja. Cum te simți aici? Foarte fain, să spun de ce. Era culmea să zici că nu te simți bine. Ba nu, ți-aș fi spus dacă am vreun disconfort. Nu, de ce? Să știi. Tocmai pentru că sunt genul de ins
Măi, Cristina, am apropiat de 50 de ani. Da. Nu e mult nici puțin însă. Nu e mult. E o vârstă la care, cum să spun, nu prea mai ai emoții că rostind ceva ți s-ar putea vine un duh de undeva din stânga sau un balaur din dreapta și te sperie. Da, eu sunt un tip care a trecut prin foarte multe lucruri în ultimii 30 de ani. Am văzut multe lucruri, m-am confruntat cu multe situații, m-am confruntat cu multe tipuri de personalități. Am văzut ce înseamnă munca în diverse contexte în trusturile de presă. Unele în care se poate vorbi liber, în altele în care nu se poate vorbi liber. Unele în care cenzura este insinuată, altele în care cenzura este pe față, pe față și cu liste. Cu liste. Ce e cel mai cazul aici? Da, te simți liber. Să spun ce îmi place, dincolo de... foarte rapid. Am intrat cu producătorul meu și la un dat când am deschis ușa și am văzut o redacție. Bă, știi ce înseamnă o redacție? O redacție înseamnă cu capă vremuri, cumva, cu oameni care stăteau la masă, butonau, scriau așa, unul se ducea să facă un montaj, altul. Tu știi că în momentul de flaua care discutăm în multe televiziuni din România, redacțiile sunt pa? Da. Că în multe ziare din România, mai ales de cele care mai apar exclusiv online, redacțiile sunt nu pa? Nu sunt, pentru că oamenii stau pe acasă, trimit. Deci m-am dus, nu să spun de... unde, la redacția unui mare ziar invitat, fiind la o televiziune care are, a închiriat de la marele ziar de altă dată, un studio de televiziune acolo, un spațiu unde, mă rog, am montat un televizor. Și eu o aveam în cap redacția aia de acum 10-15 ani de zile. Era, te frecai așa de n-aveai loc. N-aveai loc, era o nebunie, o înghesuie. Nu mai era nimeni. Da. Nimeni. Atmosfera nimeni. Asta contează enorm. Păi normal contează, te întâlnești cu un coleg dimineața, zici și tu, bună dimineața, sau la seara, da, bună seara. Da, impresie, de aici să naște o idee. Exact, și așa mai face un o poantă, corect, o glumă, așa este. O nu știu ce. La prima ta emisiune a fost invitat Ponta. Victor Ponta. Da. Ce aveți în comun? Ai avut o relație cu Dăciana Sârbu? Nu știu ce înseamnă relație, înțeleg chestia asta. Amoroasă, nu știu. Da, mă rog, am avut și noi așa, eram tineri. Păi spune-mi tu atunci, ce fel de relație ai avut cu Dăciana Sârbu? Nu știu, eram tineri așa, ne-am plimbat și am băut o cafea. Ei, hai, v-ați ținut de mână doar? 30 de ani. Păi așa ne-a prins presa, ținându-ne de mână la un moment dat. Pe vremea aia se purtau revistele astea de paparazzi. Ce să fie? M-am ținut de mână cu... M-ați pupat? Eu, un băiat pe nume Robert, s-a ținut de mână cu o fată pe... M-am ținut de mână cu fete de-a lungul timpului. Și cât a durat această ținere de mână? Nu știu, câteva luni de zile, că nu știu, nu ne-am... Dar ce n-a mers? Nu știu ce n-am mers. Probabil că era așa un context destul de bizar. Eu eram așa cam anti-PSD-ist. Ea era fata unui lider PSD. Dar nu cred că de fapt despre asta a fost vorba. Unele chestii merg, se potrivesc sau nu ți se potrivesc, înțelegi? Eu cred că este o doamnă foarte serioasă la ora asta, cu o familie frumoasă. E minunat. Așa este. Da. Mie îmi place de ea. Și pe Victor, uite, poam să folosesc și eu un termen ăsta, l-am reevaluat, ca să spunem așa. Dar ți-a avut vreun moment din ăsta? Că întrebări mai există, hai să fim serioși acum. Nu, niciodată n-am discutat. Pentru că nu ne-am... Dar nu s-a simțit la anumite momente, anumite, nu știu, răceale din asta sau o chestie? Mă, nu. Dacă am avut la un moment dat și am avut șarje extraordinare cu Victor Ponta, șarjele astea au fost cauzate de diferențele noastre de viziune politică. Eu la vremea respectivă îl consideram un PSD-ist nenorocit care și un prim-ministru care nu e în stare să guverneze așa cum trebuie, și strigam prin ecranul televizorului Ponta, guvernăm și noi ceva, și el se enerva teribil în Palatul Victoria. Și tu îți dai seama când tu spuneai asta și pe lângă ce spuneai tu, în mintea lui mai era și ideea că ai avut un soi de relație și cu Dăciana. Nu cred că în sufletul lui erau niște sentimente tocmai. Nu, ok. Cred că voi, în general, doamnele, așa, aveți un alt fel de, cum să zic, încercați să pătrundeți în mintea unui bărbat, zici? Din punctul ăsta de vedere. Eu cred că la bărbați e mai rea situație, la bărbatul, o situație de genul ăsta. La bărbatul eu. Da, la bărbatul tu. Așa, a felul în care văd eu lucrul ăsta, nu. Adică, cum să spun, asta ar fi o dovadă de mare nesiguranță în legătură cu relația ta. De exemplu, n-am putut niciodată să fiu gelos sau invidios, sau cum vrei să-i spui, pe
foștii bărbați din viața prietenelor mele, poate doar undeva în adolescență mai apăreau chestiile astea, da, la un moment dat, așa. Pentru că dacă eram sigur pe relația aia și simțeam că e într-adevăr ceva în relația respectivă, că ne-am îndrăgostit, că ne iubim, că mai știu, mi se părea o prostie să mă gândesc că, vai, și dacă ei se ia afară din casă și pe trepte se întâlnește cu fostul, exul, dar ce o să se întâmple? Ea n-a crezut niciodată în chestiile astea, când ea coboară scările cu găleata de gunoi, ieri urcă la treptele să plătească întreținerea și deodată să reaprinde flacăra iubirii și să îmbrățișează departe de ochii partenerilor actuali și nu știu, na, da. E o chestie. Ca să încheiem subiectul cu Daciana, cine a zis pa cui? Întotdeauna femeile spun pa bărbaților, nu știu ce se întâmplă chestia asta. Deci ți-a dat papuci. Așa voi spune la toate doamnele din viața mea, să știi. Ele mi-au dat papuci și meritam de fiecare dată. Dar cu ce ai greșit? Nu știu, oi fi greșit eu cu ceva la un moment dat. Să știi, eu sunt un tip foarte comod în relațiile domestice. Să am tot soiul de hachițe, nu foarte mari, cred că sunt ceea ce se numește în definiția clasică un bărbat de casă, în sensul în care sunt foarte interesat și preocupat de universul domestic. Da. Îmi place să am o casă bine pusă la punct, să-mi lucrez lucrurile în casă. Femeia să fie gospodină? Nu, n-am chestia asta, să știi, nu. Puteți să și comandați de mâncare, apa nu, îți place să gătești. Nu comand de mâncare, nu. Da. Gătesc eu. Da, păi știu că îți place să gătești. Îți dau cu aspiratorul bine. Să șterg praful, să-mi ajut soția, nu știu, să calc. Am încercat de câteva ori, spun sincer, la un moment dat când eram becher, ca să zicem așa, mă tot strădam, am zis eu, bă, am fost viteaz și am zis să-mi calc eu cămășile. Doamne, Dumnezeu, râdeau, aveam o doamnă care era menajeră, venea o dată pe săptămână să-mi facă curat într-o garsonieră în care locuiam și m-a găsit săraca la un moment dat chinuindu-mă deja de vreo 45 de minute cu o cămașă pe care cum o învârteam pe o parte să șifona pe partea cealaltă. Deci era ceva, un chil, mi se părea incredibil. Asta n-am știut să fac niciodată. Dar mi se pare că o familie e o chestie foarte faină în care lucrurile se împart. Vorbesc serios, nu e din cărți, știi? Adică mi se pare foarte bizar ca eu să stau întins într-un fotoliu și să văd soția, nu știu, dând cu aspiratorul cu dreapta și eventual mestecând într-o cratiță cu stânga. În plus de asta, mie să fac mâncare, de exemplu, mi se pare foarte fun. Adică, iarăși e genul de activitate care mă face să plonjez într-o altfel de lume. Acolo, cu ceapa aia care se călește, cu coca aia care trebuie frământată, cu mai tocat o chestie, îmi pun muzică, îmi pun un pahar de vin spumant lângă, da? N-am niciun fel de problemă, da? Mai vine nevastă, mai dansăm puțin, vine și aia mică, îi dau și ei să facă ceva, să mă ajute, să pună și ea mâna, să contribuie. Momente romantice. Acum că, na, e copilul, da. Aveți timp de voi doi? Cum să avem? În fiecare seară. Fiecare seară. Da, de ce să n-ai timp de... Ce înseamnă romantismul? Înseamnă, bun, nu este, gândesc că te gândești, sau nu spun că e vorba doar de partea sexuală a lucrurilor, da? Și asta de... când ai copilul mic, știi cum e, întotdeauna. E mai... Sau răni momentele de când a apărut copilul. Probabil, ca în orice cuplu. Există această poveste, pentru că n-ai ce să faci. Camerele sunt apropiate, sunt așa, unul mai vine mai târziu, altul nu prea ne mai lovim în programe la un moment dat, da? Da. Dar ca să fie bine, de câte ori ar trebui să fie? Nu știu, de câte ori se poate, ca să zicem așa. Cu cât mai des, cu atât mai bine. Bineînțeles, dar asta este cum să spun. Cred că iubirea, inclusiv asta carnală, nu e nimic altceva decât o dovadă de împlinire într-un cuplu. Adică și nici aici nu cred că există o rețetă. Băi, dacă nu o facem de 3 ori pe săptămână sau de 5 ori pe săptămână, se duce naibii căsnicia. Nu. Unor pot exista hiatusuri generate poate de condiții obiective, distanță, nu știu ce mai departe, sau unele subiective, nu știu, se întâmplă ceva, unul nu e, n-are chef, nu poate, nu știu. Dom'le, la un moment dat, chestiile astea sunt firești. Cred că intimitatea ține de altceva. Am citit o treabă foarte interesantă la un moment dat. Intimitatea într-un cuplu ține de capacitatea fiecărui individ din cuplu respectiv să... își mărturisească slăbiciunile, frământările în fața celuilalt. Asta este o dovadă de mare intimitate. Cred că este, la un moment dat, chiar pe același palier cu actul sexual în sine. Momentul în care un bărbat e capabil să se deschide în fața femeii lui și invers, să știi că asta pare de la sine înțeles. Da, mă, pe cum adică? Ai luat-o de nevastă, cum adică să nu știe? Nu! Tocmai e nenorocirea. Sunt nenumărate cupluri, le-am văzut, le avem în jurul nostru și noi, de oameni care realmente se ascund unul de celălalt. Nu-și mărturisesc
eu nu spun de chestiuni îngrozitoare, dragă, da, te-am înșelat sau nu, despre asta e vorba. Nu-și mărturisesc durerile, frustrările, nu-și mărturisesc dorințele. Bă, vreau ceva, dar am o fantezie sexuală sau vreau să mă duci la Berlin săptămâna viitoare sau la Paris, da, sau undeva. Doamne, care să te împă și dacă îi spun asta, dacă îl văd că se strâmbă, dacă o văd că zice de Berlin îți arde ție sau de cutare și ce, da? Sau pur și simplu bărbați care, bă, uite, de exemplu, n-am nicio teamă cu soția mea să-i spun, iubito, diseară mă o să mă îmbăt cu prietenii mei într-un club. Nu ne-am văzut de 6 luni sau nu ne-am văzut de 6 săptămâni, dar am chef să mă duc să beau cu ei, să te îmbeți, o fel de a spune. Da. Nu, nu te gândi că mă adună cineva de pe jos. Dar mă duc să beau 5 beri, mm, da? Sau nu prea beau bere, vin. O sticlă de vin, da? Cu prietenii mei. Sau, uite, mă duc la un concert rock la Arenele Romane, e muzica aia, o știi tu, da, cine? Unele chestii îi plac și ei, dar la altele sunt convins că nu o să meargă să vadă cu mine, nu știu, Slipknot sau ceva de genul ăsta, da? Și spun, bă, e de aia de duduie, nu o să-ți plac. Ai fost, a încercat. Săracuța a încercat de câteva ori și mi-a zis, auzi, iubitule, nu mă mai Hai bine stau acasă. Hai bine stau acasă, înțelegi, nu e cazul. Da? Adică a suportat, dar cu greu. Da. De fapt, despre acea comunicare despre care este tot vorbește, dar nu, nimeni nu înțelege de fapt ce înseamnă mai mult comunicarea decât comunicare. Asta. Da, am înțeles. Mult, știi, adică vreau să fie, asta o spun și pentru cuplurile mai tinere. Da. Bă, să ajungi la momentul la care chiar poți să-i spui soției sau soțului tău ce te frământă, da? Ce te tulbură sau chiar ce te bucură să ai, da, asta e un lucru foarte, foarte important. Extra, poate cel mai important dintre toate, înțelegi? Da. Restul, bă, sigur, că țin de cât hrănești iubirea aia, cât de mult îți place. Trebuie să ai grijă ca, și ca bărbat să îi placi soției tale, uh-huh, da? Și ca femeie de asemenea, da, să-i placi. Adică sunt niște lucruri care țin de, da, chimia cuplului. Dar asta trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. După publicitate avem, tu aveai bilă albă, bilă neagră. Noi avem două cutii, cutia roșie, cutia aurie, cutia sufletului și cutia banilor. Nu o să găsești bani acolo, spun de pe acolo. Ce păcat, și eu care am crezut că mă face o surpriză. Da, sunt niște întrebări, revenim imediat. Hai să deschidem cutiile. Mm? Cu care începi? Cu sufletul sau cu banii? Nu știu, cu cei mai aproape. Wow. O să te rog să citești dacă întrebarea. Vrei. Dacă vrei, dacă nu poți să refuzi. Hai să deschidem și cutia roșie, cutia sufletului. No, ok. Să vedem ce întrebare conține. Am emoții aici, mai mari decât la, decât la bani. Cine știe ce mă întreb? Băi, nu o să-ți răspund. Să spun de ce. Nu-ți răspund.